Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Cosmin Bulzan. S-au aprobat fondurile pentru salariile restante ale angajaților de la fabrica de pulberi și asta chiar aseară în ședința de guvern. Asigurările vin de la deputatul făgărășan Gheorghe Gabor. În plus, sunt alocați bani și pentru investiții, mai exact pentru stația de epurare, ceea ce înseamnă pornirea producției. Toți așteaptă acum publicarea deciziilor în Monitorul Oficial. Angajații de la fabrica de pulbere așteaptă cu sufletul la gură de luni bune deblocarea fondurilor pentru plata salariilor restante. Promisiuni pentru recuperarea drepturilor bănești cuvenite prin lege au fost multe. Deputatul făgărășan Gheorghe Gabor dă asigurări că în urma unei hotărâri guvernamentale aprobate chiar aseară, oamenii de la fabrica de pulbere își primesc în curând banii. Ieri în ședința de guvern s-a aprobat o sumă de bani pentru plata salariilor restante pentru muncitorii de la fabrica de pulbere. Și de asemenea s-a aprobat și o sumă pentru investiții. N-aș putea să vă spun exact ce sumă s-a aprobat, dar ea se va da la sfârșitul lunii după rectificarea bugetară care se va face la sfârșitul acestei luni. Prin urmare, oamenii își vor primi bani și vor fi bani și pentru investiții, pentru ca fabrica să poată să înceapă să lucreze și oamenii să-și ia în continuare salariile pentru ceea ce muncesc. Și asta nu e tot, deputatul Gabor spune că fabrica de pulbere aflată acum la un pas de insolvență va începe în curând să și producă. Pe lângă fondurile pentru plata salariilor neîncasate, guvernanții au aprobat și o sumă de bani cu destinație certă, investiții. Este vorba de investiția de la stația de epurare, pentru că fără stația de epurare nu se poate începe procesul tehnologic la fabrica de pulbere. Reprezentanții fabricii de pulber spun că au luat notă de hotărârea guvernamentală și așteaptă acum publicarea ei în Monitorul Oficial. Am primit o informație de la domnul deputat Gabor, precum că hotărârea de guvern cu numărul mediu maxim pentru angajații din industria de apărare a fost semnat ieri și că va merge spre publicare Monitor Oficial. Să sperăm că sunt adevărate aceste vești și atunci, într-adevăr, făgărașul își va reveni, salariații își vor primi salariile și totul va intra în normal. Reamintim că fabrica de pulber nu produce în prezent. Angajații vin însă la serviciu pentru întreținerea și paza instalațiilor. Asta în condițiile în care în ultimele luni oamenii au primit bani cu țârâita pentru munca depusă. Investițiile pentru o stație de purare înseamnă practic salvarea pentru societate, care în acest fel poate începe producția. Fructe de sezon pe tarabele din piață, dar ce folos dacă prețurile sunt piperate? Cireșele, vișinele sau piersicile fac cu ochiul, însă piața scumpă descurajează clienții. Cei mai mulți cumpără câte ceva pentru a stăpâni pofta și nu pentru o cură de vitaminizare, așa cum recomandă medicii. Fructele de sezon au prețuri uriașe în piața agroalimentară, prea mari pentru veniturile multora dintre cumpărători. La 10 lei kilogramul de cireșe dulci, de exemplu, mulți făgărășeni întorc spatele tarabelor. Comercianții se apără și spun că vremea este de vină pentru aceste prețuri mari. La 10 lei, că sunt foarte frumoase, bune, proaspete. Nu sunt scumpe? Păi nu sunt scumpe, că asta e criza care este, e căldurii, e secetă, este tot. Din cauza asta sunt așa scumpe, că sunt foarte puține. Cumpără lumea? Da, cumpără. Vișinele se vând la făgăraș chiar și cu 8 lei kilogramul. După ce zilele trecute nectarinele aveau prețul de 7-8 lei, comercianții au mai coborât ștafeta. Un kilogram se poate cumpăra acum cu 4-5 lei. Cam mult la ora asta. Dar ce să facem? Asta e. Cumpărați de poftă? Bineînțeles. Vișine, cireșe, piersici, caise și pepeni roșii, fructele de sezon golesc buzunarele. Oamenii spun că le vine greu să se abțină de la acestea. Chiar dacă sunt foarte scumpe, cumpără câte puțin, așa de poftă. Foarte bune. Mă ban să fie. Cireșele 10 lei. Scumpe. Foarte scumpe. La pensiile noastre. Dacă s-ar mai schimba ceva, ar fi bine. Ați cumpărat cireșe? Am luat odată, așa mai strict necesar. Gerul cumplit de astă iarnă a mușcat din recolta livezilor din țară. Acest lucru a atras după sine fructe puține. Este explicația pentru prețurile mari practicate de piețari. Estimarea există încă din primele luni ale anului, când producătorii anunțau deja afectarea culturilor și prognozau o vară scumpă pentru acest domeniu.
Valori ale civilizației Săsești este genericul expoziției deschise la cetate, ce reprezintă o resursă perfectă pentru timpul dumneavoastră liber. În mod cert, comunitățile Săsești au populat sate întregi din țara Făgărașului și ne-au lăsat o valoroasă moștenire culturală. După 1989, mulți membri ai comunității au părăsit România și au luat drumul Germaniei. Nu există loc de dubii. Sașii din sudul Transilvaniei și-au pus puternic amprenta pe civilizația din zona noastră. De la ei n-au rămas adevărate tezaure culturale, dar și influențe în ceea ce privește arhitectura și obiceiurile. Valorile comunității de Saș care în trecut populau zona noastră au ajuns de-a lungul timpului la muzeu și fac acum subiectul unei expoziții temporare deschise în sala Dietei. Sunt expuse piese achiziționate de muzeul nostru de-a lungul celor 90 de ani de existență, piese care fundamentează cunoașterea acestei civilizații săsești din sudul Transilvaniei. Piese de port săsesc, țesături decorative folosite pentru împodobirea interioarelor, avem mobilier săsesc cu ladă de zestre și scrin de, pentru păstrat lingeria, apoi piese care ilustrează activitatea breslelor din sudul Transilvaniei, bresle săsești, bresle din Cincu, din Făgăraș. Pentru că în final avem ilustrată civilizația săsească urbană prin piese de mobilier urban. Prin corectitudinea, hărnicia și simțul valorilor culturale, comunitățile săsești au influențat puternic viața românilor din țara Făgărașului și nu numai. Multe obiceiuri, chiar și vestimentare, sunt împrumutate de la ei. Sașii au creat de-a lungul celor 800 de ani de prezență în sudul Transilvaniei o civilizație cu valori remarcabile. În urma lor, rămânând toate aceste piese tezaurizate în colecții particulare, multe din elementele de port săsești vor fi preluate de români, de exemplu cămașa de port, cămașa de bărbat se numea cămașă nemțească, era după modelul săsesc, de la mobilierul pictat care va fi preluat și de către români, apoi ceramica decorativă va suferi influențe, ceramica decorativă românească va suferi influențe ale civilizației săsești. Și este vorba, pe lângă aceste elemente de civilizație și de elemente care țin de cultura spirituală, de comportament până la educație. Prezentarea de la Muzeul Făgărășan face parte dintr-un proiect mai amplu menit să pună în valoare cele mai reprezentative aspecte ale civilizației săsești, dar și ale celei românești și maghiare. Expoziția temporară este deschisă până la data de 1 octombrie. Biletul de intrare valabil pentru întreg proiectul cultural este de 6 lei pentru adulți și 2,50 lei pentru copii. Acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi. Impactfăgăraș.ro este adresa de internet la care puteți găsi programele televiziunii Nova. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!